Bună ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Ultimul sunet a răsunat astăzi în toate școlile din țară cu o zi mai devreme decât de obicei. Absolventele unui liceu din capitală au venit la careu pe motociclete, iar într-o altă școală, ultimul sunet a fost dat de un robot. Primii lideri care vor participa la summitul din 1 iunie vor ajunge mâine la Chișinău. Ce restricții de circulație vor fi și ce măsuri de securitate au fost luate, aflați în jurnal. Vlad Plahotniuc va fi judecat în absență. Dosarul frauda bancară în care este vizat fostul lider PD va ajunge în judecată. Rusia susține că Ucraina ar fi organizat un atac cu drone la Moscova. Mai multe clădiri au fost lovite, anunță primarul orașului. Din cei 50 de lideri invitați să participe la summitul Comunității Politice Europene găzduit de Republica Moldova pe 1 iunie și-au confirmat prezența. Ministrul de Externe, Nicu Popescu, spune că din motive de securitate, printre cei care nu m-au anunțat dacă vor participa, este și președintele Ucrainei. Jumătate din delegațiile oficiale vor ajunge mâine în țara noastră, iar restul în prima jumătate a zilei de 1 iunie. Evenimentul va fi mediatizat de peste 600 de jurnaliști. Până în ziua de astăzi avem confirmări aproape de la toate delegațiile statelor care vor participa la acest summit, deci avem 48 de confirmări din 50. Delegațiile vor veni pe parcursul a două zile, aproximativ jumătate de delegații vor veni deja de mâine, 31 mai. Și cealaltă jumătate de delegații va veni în Republica Moldova prima jumătate zilei de 1 iunie. Summitul va începe la ora 10:30, când primele delegații vor ajunge la castelul din satul Bulboaca și se va încheia în jurul orei 19. Summitul va începe cu o sesiune plenară în care liderii vor avea ocazia să exprime poziția statelor lor pe anumite domenii de interes. Ulterior, liderii se vor separa în așa numitele grupuri de lucru care vor discuta în mai multe detalii anumite subiecte. Pacea și securitatea pe continentul european vor fi unele dintre subiectele de pe agendă, a anunțat ministrul de externe. Pe lângă întâlnirile comune, liderii europeni vor avea și întâlniri bilaterale. Tot în marja și în jurul acestui summit vor avea loc mai multe acțiuni și anunțuri legate nemijlocit de Republica Moldova. Și prin intermediul acestor anunțuri, treptat vom detalia mai multe rezultate concrete pe care țara noastră le va obține în jurul, în marja și pe parcursul acestui summit. Evenimentul va fi mediatizat de un număr record de jurnaliști, atât din țară cât și de peste hotare. În total au fost acreditați peste 600 de jurnaliști. Din Republica Moldova avem acreditați 177 de jurnaliști, din Franța 60, România 40, Germania 47, Azerbaijan 38, Spania 37, Regatul Unit al Marii Britanii 32, Italia 31. Deci cam astea ar fi cele mai mari grupuri de jurnaliști. Summitul Comunității Politice Europene se va desfășura pe 1 iunie și va reuni peste 50 de președinți, prim-ministri și înalți oficiali europeni. Comunitatea Politică Europeană este o platformă înființată anul trecut în urma invaziei Rusiei în Ucraina la inițiativa președintelui Franței Emmanuel Macron și întrunește liderii europeni cu scopul de a discuta și a identifica soluții pentru cele mai urgente probleme ale Europei, precum securitatea, stabilitatea și reziliența energetică. Măsuri sporite de securitate vor fi luate pentru a asigura protecția înalților demnitari care vor veni la summitul din 1 iunie în Moldova. Declarația a fost făcută de ministrul de interne la emisiunea În Profunzime. Va fi antrenat tot efectivul poliției și a altor instituții, planul de securitate fiind coordonat cu partenerii externi. România și Ucraina vor asigura securitatea spațiului aerian pe perioada summitului, când peste 1000 de persoane vor veni în țara noastră. Este primul eveniment care implică atât de multe persoane
atât de multe categorii Câți de specialiști. Câți oameni sunt antrenați, apropo, în asigurarea securității în alților oaspeți? Acum să știți că numărul exact al efectivului antrenat ține de registrul informațiilor clasificate, pentru că asta ar denota și anumite aspecte specifice sistemului, dar pot spune că este primul eveniment care implică atât de mulți specialiști în domeniul securității. Am înțeles că România și Ucraina vor asigura securitatea spațiului aerian. Puteți să ne dați niște detalii vis-a-vis de acest lucru? Cum se întâmplă asta la modul practic? Despre ce fel de operațiune vorbim? În primul rând, ne sunt alături cu, și nu doar aceste două state, așa cum ziceam, toate statele participante fac parte din marele plan de securitate al evenimentului. Cheia de acțiune ea rămâne în continuare în mâinile autorităților de la Chișinău. Oricine nu ar veni cu acest sprijin, acțiunea este doar reflectă decizia autorităților țării gazdă. În ziua summitului, pe 1 iunie, spațiul aerian al țării va fi închis, însă o parte din lideri vor aterizat la Chișinău pe 31 mai. Despre cine este vorba, ministrul de interne a refuzat să spună. Veți afla în ziua în care vor ateriza, lăsăm asta inclusiv să fie drept și o surpriză dacă doriți, dar desigur că sunt elemente de securitate pe care suntem obligați să le respectăm. Odată ce vin în data de 31, desigur că vom opera cu acest regim deja cu acces restrictiv, inclusiv în cu zboruri civile în spațiu aerian, inclusiv la aeroport, începând cu data de 31. Plecările la fel sunt prevăzute și pentru data de 1 și pentru data de 2. Peste 1000 de persoane vor ajunge în Moldova în perioada desfășurării summitului. Așadar, se vor impune și anumite restricții de circulație la Chișinău și în alte localități. Ministrul de Interne a făcut câteva precizări la acest capitol, spunând că cetățenii vor trebui să urmeze recomandările polițiștilor. Cetățenii vor putea merge pe trotuar. Desigur că vor fi recomandări, dar prezența nemijlocit sau de-a lungul traseului deplasării coloanei, aici vor fi recomandări puțin mai exprese în ceea ce privește când este posibil sau nu să traversezi strada. Ministerul de Interne a elaborat mai multe trasee de ocolire a străzilor pe care traficul va fi restricționat. Astfel, oamenii care vor avea nevoie în aceste zile să se deplaseze prin oraș pot afla care sunt alternativele. Hărțile interactive pot fi găsite pe site-ul protv.md și pe site-urile oficiale ale Inspectoratului General al Poliției. Parlamentul a avut ieri o nouă componență. Copiii curioși au stat în locul deputaților și au votat legi. Vreau să adopt o nouă lege unde copiii să aibă posibilitatea sau în dreptul persoane să aibă posibilitatea de a conduce de la vârsta de 17 ani. În fiecare școală la cantină să pună mâncare ca la restaurant. A fost ziua ușilor deschise la Parlament. Ce i-a impresionat pe vizitatori și ce le-a plăcut mai puțin, aflați în jurnal. Ultimul sunet a răsunat astăzi în școlile din toată țara. Bucuroși și pregătiți pentru vacanța mare, elevii au participat la festivitatea de rămas bun. Emoții mari au avut absolvenții care și-au luat adio de la profesori și colegi. Într-un liceu din capitală, ultimul sunet a fost cu adevărat neobișnuit. Asta pentru că a fost dat de un robot. Trăim în era tehnologiilor, și-au spus profesorii, care au organizat o surpriză pentru elevilor. Elevii Liceului de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale din Capitală au avut parte de o surpriză la festivitatea de ultimul sunet. Clopoțelul a fost dat de un robot adus special pentru eveniment. Faceți cunoștință, el este roboțelul Neo și astăzi a dat ultimul sunet. Robotul poate să vorbească în limba engleză, să danseze, dar și să recunoască fețele umane. Băieții fac roboții, fac Lego, particip la concursuri, dar nu ne evidențiem de alte licee. Mi-a venit ideea cu de ar fi bine acest roboțel să dea și ultimul sunet la noi în liceu. Impresionați de robot, elevii au avut parte de o festivitate pe cinste. A fost bine, mi-a plăcut. Ești pregătită de vacanță? Ce vrei să faci în vacanță?
Vreau în vacanță să mă distrez, să mă joc cu prietenile, să merg la mare. Doresc, mai ales doamnă dirigenți, că ne-au răbdat toți anii ăștia. Am căpătat niște experiențe noi de viață și m-au întărit pe viitor. În rest, deja e un început nou. Sunt clasa noua, absolvit remarcabil, m-am bucurat, o bucurie enormă, extraordinar. Iar părinții și-au admirat copiii cu lacrimi în ochi. Unul dintre cele mai emoționante momente a fost dansul împreună cu profesorii și cu mamele. Sunt lacrimi de emoții și de bucurie. Îi felicităm și le dorim succes și o vacanță frumoasă la tuturor. E și o amintire, o nostalgie. Nu am fost de când am absolvit școala, nu am prefost așa pe la ultimul sunet și acum chiar am careva emoții. Petrecerea de ultimul sunet a fost întoi și la liceul cu profil de arte Elena Alistar. Elevii au avut parte de un adevărat concert, avându-i ca invitați pe băieții de la Acord. Fiecare dată când pășim pragul școlilor, aici vedem tinerețe, vedem entuziasm, copii care sunt pregătiți, sunt gata să meargă în viață. Simțim că ne întoarcem în, nu știu, în amintire, în trecut. Și cel mai important este că copiii sunt cei mai sinceri. Iar absolvenții au strălucit purtând robe și toca și nu au ezitat să facă poze. Am primit un trofeu pentru că am fost activă și într-un fel m-am remarcat. Am participat la toate concursurile, mai puțin olimpiade, dar a fost super oricum. În sfârșit am terminat anul școlar și suntem bucuroși toți. Ce urmează? Universitatea și... Nu, mai întâi bacul și după universitate. Sunt foarte fericită și mă bucur că am avut parte de emoții pozitive alături de profesorii mei scumpi și părinții și oamenii mei dragi. Avem 82 de absolvenți, 14 din ei au absolvit cu excelență ultimii 3 ani de liceu. Avem 2 absolvenți remarcabili, cu 10 pe linie și eliberați de la examene. S-au remarcat și absolvenții liceului Titu Maiorescu. Aceștia au venit la ultimul sunet pe motociclete. Astăzi s-a dat ultimul sunet pentru aproape 330.000 de elevi din toată țara, 19.000 fiind absolvenți. Pe 2 iunie, elevii care învață într-o altă limbă decât română vor susține primul examen de bacalaureat. În acest an, careul a fost organizat mai devreme, iar pe 1 și 2 iunie vor fi zile libere pentru bugetari, decizia fiind luată în contextul summitului Comunității Politice Europene. Mai multe localități din țară au fost deconectate astăzi de la energia electrică. Ministerul Energiei anunță că a avut loc o deconectare avariată în Sistemul Național de Transport a Curentului Electric din cauza unor lucrări efectuate la linia de înaltă tensiune Isaccea-Vulcănești, fără să precizeze despre ce este vorba. Totodată, instituția a precizat că a picat și linia ce asigura nordul țării cu energie. În dimineața zilei de astăzi s-a deconectat avariat în urma lucrărilor efectuate linia de înaltă tensiune de 400 kV Isaccea-Vulcănești. Linia va fi reconectată până la sfârșitul zilei. Anunțând după amiaza zilei de astăzi Ministerul Energiei printr-un comunicat. Am încercat să aflăm de la responsabili mai multe detalii despre aceste lucrări, însă nici cei de la minister, nici cei de la Mold Electrica nu ne-au răspuns. Nu sunt clare nici motivele pentru care a fost deconectată linia Bălți-Novodnestrov. Autoritățile menționând doar că ar fi din cauza regiunii Vinița din Ucraina. Cel mai mare distribuitor de energie electrică din țară, Premier Energy, anunță că toți consumatorii din centrul și sudul țării au fost reconectați deja. Toate adresele electrice, mai bine zis, afectate de această deconectare avariată au fost reconectate la 14:35 de minute. Absolut toate. Și reconectarea s-a produs în evantai pe măsură ce se reușea acest lucru. Adică nu toți consumatorii au suportat lipsa tensiunii întreaga durată de timp. Fără lumină au rămas și mai mulți consumatori din nordul țării. Distribuitorul de acolo a anunțat că specialiștii Mold Electrica lucrează la reconectarea treptată a sistemului. Se întâmplă după ce astăzi Kievul, dar și alte regiuni din Ucraina au rămas parțial fără energie
electrică din cauza bombardamentelor rusești. În acest context, pentru a evita eventuale provocări, până pe data de 2 iunie va fi suspendată afișarea în timp real a stării sistemului electroenergetic național, anunță Moldelectrica. Vlad Plahotniuc, care a fugit din Moldova acum 4 ani, va fi judecat în absență. Dosarul frauda bancară în care este vizat fostul lider PD va ajunge în judecată. Decizia a fost luată de Curtea de Apel după ce avocații au contestat hotărârea primei instanțe. În acest dosar, Plahotniuc este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Curtea de Apel Chișinău a respins recursul avocaților și a menținut fără modificări încheierea judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost admis demersul Procuraturii Anticorupție privind autorizarea finalizării urmăririi penale în lipsa învinuitului Vlad Plahotniuc în dosarul frauda bancară. Se arată în comunicatul Procuraturii Anticorupție. Astfel, instituția poate încheia urmărirea penală și poate trimite dosarul în judecată. Avocatul fostului lider PD nu a comentat subiectul. În dosarul frauda bancară, Plahotniuc este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Potrivit procurorilor, episodul incriminat acestuia se referă la perioada anilor 2013-2015, atunci când Plahotniuc ar fi primit în conturi prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse peste 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro, care erau credite bancare obținute fraudulos de la 3 bănci comerciale. În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunurile lui Plahotniuc în valoare de peste 1 miliard de lei. Fostul lider PD a fugit din Moldova în iunie 2019, după ce partidul pe care îl conducea a cedat puterea. Anterior, în cadrul emisiunii În profunzime, fostul ministru al justiției, Sergiu Litvinenko, spunea că Plahotniuc s-ar afla în Cipru de Nord și că discuțiile despre extrădare sunt dificile. Invitata seara la emisiune, ministrul de interne a declarat că fostul lider PD nu este dat în căutare internațională. Statutul acestor persoane în baza de date Interpol nu a suferit schimbări nici măcar timp de ultimul an, așa cum a fost anunțat și în perioada precedentă. În baza de date Interpol nu se află în drept anunțate, deci fișa lor nu este una activă, motiv din care autoritățile centrale au lansat demersuri direct către autoritățile din țările în care se cunoaște sau se presupune că se află aceste persoane. Urmează deja să primim, sau procuratura de aici, să primească corespunzător răspuns. Vlad Plahotniuc este vizat și în alte dosare în care este acuzat de escrocherie, spălare de bani și crimă organizată. În privința lui sunt emise mai multe mandate de arest în absență. Plahotniuc se află pe lista de sancțiuni a Statelor Unite și Marii Britanii și ar urma să fie sancționat și de Uniunea Europeană, alături de Ilan Șor, Marina Tauber și Gheorghe Cafcaliuc. Locul deputaților a fost luat ieri de curioși să afle cum e munca în Parlament. A fost ziua ușilor deschise în legislativă, așa că vizitatorii au trecut pragul instituției. În sala de ședințe s-au așezat în fotoliile deputaților, au dezbătut proiecte și chiar au votat legi, cei drept au simulat procesul. Iar parlamentarii s-au reprofilat pentru o zi, fiind în rol de ghizi. După ce au vizitat Muzeul Parlamentului, sala plenară era următorul loc pe lista curioșilor. Dacă săptămânal deputații se adună în această sală ca să adopte legi, locurile le-au fost ocupate de zeci de vizitatori curioși să vadă cum arată Parlamentul pe interior. Pe ordinea de zi, aleșii poporului au avut un singur subiect, să le explice oaspeților cu ce se ocupă în această sală. Aici toate documentele care noi le adoptăm, le vedem pe monitor. Și dacă o să vă pregătiți bine și o să vă placă politica și voi, iată, cine dintre voi o să dorească să participe la votare? Eu. Dar cine dorește să devină deputat din această sală? Ia să vedem. Vizitatori au fost de toate vârstele, dar cei mai entuziasmați erau copiii. Aceștia au avut astăzi posibilitatea să propună legi și să simuleze procesul de votare. Vreau să adopt o nouă lege unde
copiii să aibă posibilitatea sau în dreptul persoane să aibă posibilitatea de a conduce de la vârsta de 17 ani. Autoturismele în categoria B, beneficiile acestei legi vom avea mai mulți taxiști de la o vârstă fragedă, mai mulți șoferi. În fiecare școală la cantină să pună mâncare ca la restaurant. Și asta nu este singura schimbare pe care ar dori să o facă Maxim, care a venit de la școala primară din Călăraș. Poliția să patruleze pe drumuri ca niciun hoț să nu intre în casă sau să fure. Tu ți-ai dorit să devii deputat? Da, cred că da. Mi s-ar părea că e destul de interesant. Și Alexandru, care are 11 ani, spune că își dorește să ajungă deputat. Primul lucru care l-ai face dacă ai ajunge în această funcție? Aș dori să ca Republica Moldova să ajungă în Europa. Aș face alegeri ca toată lumea să aleagă și să fie de acord ca să ajungă Moldova în Europa. Același vis îl are și Sebastian. În Europa legile sunt mai bune, comerțul este mai dezvoltat, iar oamenii sunt mai civilizați. Au fost și vizitatori pe care activitatea deputaților nu i-a impresionat. Tu ai dorit să ajungi să lucrezi în această sală, în această... Nu, eu mi-am dorit să fiu învățător la școală. Dar ce ți-a plăcut cel mai mult aici? Ai locul acesta, pentru că scaunele se mișcă. Pentru că scaunele se mișcă. Dar tu știi cu ce se ocupă parlamentul, deputații din parlament? Nu prea. Tocmai domnul deputat v-a ținut o lecție. Ai memorizat ceva de aici? Nu. Nu? Dar ce ai făcut? M-am legănat. Ziua ușilor deschise a fost organizată cu prilejul celei de-a 32-a aniversare a parlamentului. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Olga Țapordei se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Olga, bună ziua! Bună ziua, Daniela! Înainte ca să-ți spun ce am pregătit pentru astăzi, spune-mi, te rog frumos, ai tu senzația asta că ieșim în vacanța de vară? Eu nu. La noi e săptămâna de foc și nici de cum nu vom simți nici măcar că a venit vara. Ai perfect dreptate, dar să știi că eu de fiecare dată, 30 sau 31 mai, am senzația că ies eu în vacanța de vară, chiar dacă nu este așa. Bun, în câteva minute vă aștept cu mare drag la O seară perfectă, pentru că astăzi îi aștept aici în studio pe Corina Țepi și Costi Burlacu cu o premieră. La fel, vine Fuego, Paul Surgiu, să ne povestească despre concertul aniversar care are loc la Teatru Verde aici la noi, la Chișinău. Așa că, cu mare drag, în câteva minute știți unde trebuie să fiți. Olga, îți mulțumesc. Centrul Național de Apărare Informațională și Combaterea Propagandei cu denumirea generică Patriot va identifica și dezminți știrile false. Este una din misiunile centrului, se arată în proiectul de inițiativă legislativă privind crearea instituției publicat azi de președinție pentru consultări publice. Centrul, care va fi o instituție independentă, ar urma să fie condus de un director numit de Parlament pe un mandat de 5 ani. Principala misiune a centrului va fi de a dezvolta mecanisme prin care să identifice, să prevină și să combată dezinformarea, informațiile și știrile false care reprezintă pericol la adresa securității țării. Odată ce vor fi identificate, angajații centrului vor trebui să anunțe societatea despre informațiile false apărute în spațiul public. De asemenea, vor fi sesizate instituțiile statului în vederea combaterii dezinformării. Cu alte cuvinte, angajații centrului vor trebui să monitorizeze spațiul informațional și să anunțe atunci când sunt publicate știri false sau informații eronate. Inițiativa de a crea Centrul de Apărare Informațională a fost anunțată ieri de Maia Sandu. Zi de zi, Kremlinul și grupările criminale lansează atacuri hibride utilizând arma propagandei cu sume imense de bani, cu fabrici de troli care lucrează 24 de ore din 24 prin multiple canale media care servesc intereselor unor grupări criminale organizate, se încearcă slăbirea Moldovei prin atacuri repetate. Propaganda este o amenințare directă la securitatea țării și pune în pericol viitorul liber, democratic și prosper al Moldovei. Centrul va fi condus de un director numit în funcție de Parlament la propunerea președintelui Republicii Moldova pe un termen de 5 ani, cu posibilitatea numirii pentru un alt mandat. Directorul va fi selectat în baza unui concurs public anunțat și organizat de șeful statului. Invitată la emisiunea În profunzime, ministrul de interne a declarat că este nevoie de crearea unui astfel de centru pentru a combate dezinformarea la nivel național. Este foarte și foarte necesară, pentru că până acum autoritățile au intervenit
în funcție de propriile planuri de acțiune, propriile planuri de răspuns. Nu neapărat era asigurat acest principiu de intervenție coordonată printr-un model integrat de acțiune, sincronizând anumite acțiuni, fie că pe agenda economică, fie că pe agenda de mobilitate, fie că pe agenda de informare. Ori exact acest element este important pentru a veni cu informație veridică. Textul proiectului de lege a fost făcut astăzi public pentru consultări, iar până la sfârșitul lunii iunie va fi transmis în Parlament spre aprobare. Al treilea atac masiv asupra Kievului în ultimele 24 de ore. Forțele ruse au trimis noaptea trecută un nou val de drone iraniene asupra capitalei Ucrainei. Majoritatea au fost interceptate de apărarea antiaeriană, însă căderea resturilor a provocat incendii în mai multe cartiere. Un bloc de locuit, o casă privată și mai multe mașini au luat foc. O femeie și-a pierdut viața, iar alte 12 persoane au fost rănite. Sirene de raid aerian au răsunat timp de 3 ore noaptea trecută la Kiev. Rușii au atacat capitala cu 31 de drone kamikaze, dintre care 29 au fost dobărâte de apărarea aeriană ucraineană. Însă fragmentele acestora au provocat pagube. Mai multe clădiri și case au fost avariate. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un bloc a fost vizat de fragmentele dronei interceptate. Etajele superioare ale acestei clădiri au luat foc, fiind lovite de rămășițe. Потім почув, що наближається звук мотора досить близько. Я ще був здивований, бо зазвичай їх збивають. Потім був сильний вибух. Circa 20 de locuitori din blocul avariat au fost evacuați, însă o femeie și-a pierdut viața în drum spre spital, iar alte 4 persoane au fost rănite de schije. Також нам вдалося дізнатися, що загибла це жінка, приблизно їй 30 років. Рятувальники її знайшли у квартирі на 20-му поверсі. Ulterior au apărut imagini cu apartamentele vizate. Din imagine vedem o gaură mare în perete, iar în interior totul este distrus. Zeci de vehicule au fost practic distruse după ce fragmentele dronelor doborâte au căzut în parcări, provocând incendii. Imaginile filmate de locuitori și presa ucraineană arată aproape toate mașinile parcate în curțile blocurilor grav avariate. Alertele au răsunat de asemenea în regiunea Cercasei, Kirovograd, Nicolaev și Kherson, dar nu s-au raportat explozii. Moscova a fost atacată azi dimineață cu drone. Ministerul rus al apărării dă vina pe Kiev, precizând că au fost lansate 8 aparate fără pilot care ar fi fost doborâte. Unele agenții din Rusia scriu că Ucraina ar fi lansat peste 25. Câteva dintre ele au lovit mai multe clădiri, provocând pagube minore, însă nu există victime. Consilierul președintelui ucrainean, Mihailo Podoleac, a reacționat ironic, întrebându-se poate dronele rușilor lansate spre Kiev au făcut cale întoarsă la Moscova. Посмотри, брат. Ты видишь? Вот Рома. Sub sunetul dronelor și ale exploziilor s-au trezit în această dimineață locuitorii mai multor cartiere din Moscova. Speriați, locuitorii Moscovei au început să posteze pe canalele de Telegram imaginile surprinse, provocând o explozie imensă. Iar în acest videoclip a fost surprins momentul cu o dronă doborâtă deasupra cartierului de lux Rublevka din regiunea Moscovei. Сьогодні утром київський режим осуществил терористическую акцию в московском регионе, отмечу по гражданским объектам. В ней было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа
Все они поражены. Rușii spun că trei drone au fost suprimate de mijloace de război electronic, au pierdut controlul și au deviat de la țintele vizate. Ca urmare, acestea au căzut peste mai multe clădiri înalte din Moscova, provocând pagube minore. Sute de locatari au fost evacuați. În imaginile difuzate de canalele de Telegram rusești se vede că unul dintre tipurile de aparate care au atacat Moscova este drona de atac UJ-22 Airborne, care este fabricată de Ucraina, capabilă să zboare până la 800 de kilometri. A von крылья, или это не то? Atacul cu drone de la Moscova a fost calificat de autoritățile ruse drept unul terorist și este investigat de Comitetul Rus de Anchetă. В результате падения БПЛА в нескольких зданиях есть незначительные повреждения. По предварительным данным пострадавших нет. Kievul a spus că nu are nicio legătură cu atacul de azi cu drone de la Moscova, consilierul președintelui ucrainean având o reacție ironică. Вы знаете, мы же втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны, еще раз подчеркиваю, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы. А зачем вы нас отправляете по детям Украины, по Киеву и так далее и тому подобное? Acesta este cel mai grav atac asupra Moscovei de la atacul din noaptea de 2 mai asupra Kremlinului, efectuat de asemenea cu ajutorul dronelor, pe care conducerea rusă l-a atribuit direct Ucrainei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Olga Țapordei. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!